la oraș, ca și măribel din România, după suprafață. O să-l bateți în uși în larg în acest timp pe care l-ați ales dumneavoastră. Și cel mai important centru minier din Maramureș. Minereuri feroase și neferoase. Când ați mers la... ați fost deja la Montana. E drumul acela care duce spre posta extracție, zona de extracție. Cariera. Rotația. Suntem înconjurat de mulți. Rodney, spatele meu, cu vârful pietrosul, prezența la un copac și mi-i vedeți din poziția în care stăm noi acum. Maramureșul, cu vârful Toroiaga, 1930 metri, al doilea vârf ca și înălțime din Maramureșului. Baia Borșa e punctul de plecare sau de, sau de întoarcere, de oprire, spre traseele turistice care încep spre sau vin dinspre munții Toroiaga. De asemenea, se face legătură cu Rodney. Prin pasul Frislop se trece pe la fântâna Stanchi, se ajunge la Vinișorul și apoi ne continuăm drumul până aici. La Vinișorul, de asemenea, sunt două izvoare cu apă minerală naturale. Iarna, când avem oaspeți și e zăpadă ca așa, ca așa ca și în Povești, mergem cu trăsura, că am înțeles că deja cu trăsura. Mergem și ducem acolo să vadă și să guste. Din păcate, n-am reușit să mă organizez să vă aștept cu un pahar de... Noi zicem borcut, dar să mă scuzați. Poate o să avem ocazia zilele acestea să-l gustăm. Piatra Băiței. Ați văzut-o când v-ați întors, e așa de frumoasă când veniți cu mașina, când ajungeți. Acea cruce impresionantă e crucea pe care a fost construită la inițiativa Bisericii Catolice, adică pe lângă Biserica Catolice, aici avem cea mai importantă comunitate de maghiari din Borșa. Biserica este de la undeva la 1800. Acolo a fost una dintre primele punți de schi. A funcționat acum mai bine de 15 ani. Moment în care a început și turismul în zonă. Astfel că noi, ca și activitate Casa Firuță, am început în acea perioadă. De fapt, erau două pârtii, aceea a fost prima și am avut una chiar aici în spate. Era nocturnă. Din păcate, nici una dintre cele două nu mai funcționează în prezent. Dar atunci am început noi activitatea, sezonier, în perioada de iarnă și încet, încet am luat amploare și ce să vă zic, în ultimii 7 ani am înflorit și e excepțional. Abia aștept să vă spună colegii care au fost la info pe care l-am organizat noi acum 7 ani, impresiile pe care le au acum, văzând ce s-a întâmplat între timp. Noi acum avem două unități, aceea o numim Casa Mamei, Casa Veche, nu o să o vizităm pentru că se află în reconstrucție, sunt 6 camere, vor fi 4 cu baie proprie și 2 cu baie comună. Ce veți vizita e Casa Bunici, așa o numim noi. De ce? E proiectul nostru de suflet. În această casă sunt 6 camere cu baie proprie, sunt 6 camere duble, fiecare cameră poate suporta 4 suplimentar, avem un apartament. Aici am valorificat zestrea bunicii. Tot ce veți vedea e lucrat manual de către bunica mea, mama mea străbunica, bunica soțului meu. Au o vechime de peste 30 de ani. Pătuțul pe care o să-l vedeți, acela are peste 50 de ani. E de la străbunica mea. Primit în cadou, a fost legănată mami, eu și sora mea și să știți că ne-am legănat și copilașii. Acum l-am lăsat în pensiune pentru că am zis că e păcat să nu. E jos la partea, avem și sala de mese. În perioada de vară, pentru că avem un spațiu generos și mare, acum sunt mașinile parcate și, din păcate, suntem în reamenajare, moment de reamenajare a spațiului de afară. Și a venit și pandemia peste noi și n-am reușit să finalizăm chiar tot ce ne-am fi propus. Aceasta am finalizat în 2019, anul excepțional. Și a fost un pic mai greu să finalizăm tot ce aș fi vrut eu să fie finalizat. Doar partea de exterior încă nu e finalizată, amenajări să le numim. Oferim la cerere mâncare oaspeților noștri, mâncarea e bio, căci noi avem fermă proprie de animale. Tatăl meu tocmai s-a întors din munte, acolo sunt oile și vărutele noastre. Ce nu reușim să cultivăm în grădină aici, aducem de la soacra mea, de la Rozavlea, căci e zonă de munte și e un pic mai bun climatul și un pic mai darnic cu noi.
noi deținem 3 unități, unitatea mare cu 5 camere și 4 băi, și 2 unități de 5 camere cu 2 camere și 2 băi fiecare. Noi oferim doar cazare și masa, dacă doresc, avem meniuri în interior și se poate comanda ce se dorește. Doar integral se rezervă, fiecare unitate are bucătar individual, deci nu este nimic la comun, la fel și bucătăria. Bucătăriile sunt complet utilate. Eu zic să intrați, da, să vedeți, să este cel mai simplu. Ne conduci tu? Da.
ce nenorocit. Bună seara și bine v-am găsit, vă spun și eu, Tudor, alături de colegii mei de la ansamblu folcloric Cercănelul de la Borșa. Ne bucurăm că astăzi, în această seară, am reușit să ne reîntâlnim, oarecum că am înțeles că ați mai fost la noi, doar că în urmă cu ceva timp mai îndelungat, în urmă cu 7 ani. Noi suntem înființați de undeva aproape 60 de ani de activitate avem la ansamblu Cercănelul. Aparținem de Casa de Cultură din Borșa, alături de domn primar și de Consiliul Local suntem susținuți în activitățile pe care le facem. Nu de mult ne-am întors de la un turneu foarte frumos de la Iași, care este un oraș minunat. În această seară, alături de colegii mei, vrem să vă prezentăm niște tradiții exclusiv autentice din Maramureș. Acesta a fost un cântec de intrare, de bun venit, cum s-ar zice. În următoarele momente vom prezenta niște obiceiuri, având în vedere că suntem în preajma sărbătorilor. Am dorit să vă arătăm niște obiceiuri de Crăciun, deși încă postul nu a intrat, dar am primit o dezlegare de la domn părinte ca să vă arătăm. Vom face un dans al moșilor, urmând cu un obicei de capră. După aceea avem un dans specific zonei de la Borșa, un dans bărbătesc, fecioresc din Borșa. Un destrigat al fetelor și, bineînțeles, o învârtită din Maramureș și colegii de la orchestră ne vor face și ei o suită. Vă dorim vizionare plăcută și vă mai așteptăm la noi cu mare drag. Îi voi da cuvântul domnului primar. E mai priceput cu vorbele decât mie, noi mai cu dansul. Bună seara și bine ne revedem. A fost o zi încărcată, cred că, pentru dumneavoastră, dar plăcută. Ceea ce ați văzut în Borșa, cred că v-a încântat. Dacă nu a fost suficient, o să continuăm și mâine și poi mâine și cu siguranță când veți pleca veți fi super mulțumiți. O invit alături de mine pe Maria, pe colegii mei de la Centrul de Informare Turistică, pentru a vă mai da câteva detalii despre ceea ce am văzut astăzi, ceea ce vom face în seara aceasta și probabil ceea ce urmează și zilele ce urmează. A fost o zi frumoasă, ați vizitat pensiunile din câteva cartiere din orașul Borșa, ați vizitat pensiunile din cartierul Baia Borșa, din cartierul Rotundu, din zona Pietroasa și zona Vâlcineți și Gară. Ca să știți în mare parte prin ce cartiere ați fost, că la un moment dat cineva spunea că s-a pierdut. În urmă cu 10 minute era de cealaltă parte a orașului, sub muntele Pietrosu și astăzi este vis-a-vis și îl vede în toată splendoarea lui, deja acoperit pe vârful cu zăpada. Cred că a fost o zi frumoasă, ați văzut locațiile. Astăzi ne aflăm la una dintre cele mai frumoase locații din Borșa, Popasul lui Vodă. Este o locație nouă care dorește să schimbe cumva ceea ce era în Borșa până acum. Avem și spațiu frumos în aer liber, se poate petrece aici ori de câte ori este nevoie. Ansamblurile din Borșa pot să organizeze evenimente pentru cei care vin în vizită la Borșa. O să dau cuvântul Mariei să vă spună câteva impresii despre ziua de astăzi și apoi colegilor mei de la Centrul de Informare să vă prezinte ceea ce oferim în seara aceasta și probabil ceea ce urmează mâine. Bună seara, dragi colegi! Sunteți obosiți? Nu! Nu, seara abia începe și mâncarea n-a fost suficientă și băutura, cred că nu... Nu? Ne revanșăm în seara asta, promitem, nu o să plecați... nemulțumiți în seara asta de aici. A fost o zi încărcată, cred că foarte frumoasă pentru toți dintre noi. Ați văzut unele dintre cele mai frumoase unități de cazare deschise, unele chiar recent. Vom continua în zilele următoare la fel, cu unități de cazare frumoase, cu activități de asemenea deosebite și surpriză, așa cum a fost și cea de astăzi. Ne bucurăm că ați rezistat, că v-a plăcut și vă promitem că zilele următoare vor fi și mai frumoase. O seară plăcută și să ne distrăm în continuare. Nu s-a terminat seara! Bună seara, vă spunem și noi! Sperăm că v-ați simțit bine astăzi cu noi și că nu sunteți supărați că v-am tot privat dintr-o mașină în alta. Dar ați văzut că accesul la unele unități
nu se poate face cu orice fel de mașină. Știu că o dorință s-a împlinit în seara asta. O doamnă spunea că în drum spre Borș așa a dorit să mănânce gogoși. Astăzi a mâncat gogoși. Și cu siguranță și mâine și pomâine va mânca gogoși. Ne aflăm în această minunată locație. Astăzi am cunoscut doar o mică parte din ceea ce oferă locația noastră. Mâine vom avea parte de alte activități, vom vizita o altă zonă a orașului. Și referitor la masa din această seară, să știți că primul fel de mâncare este bufet suedez, deci trebuie să vă serviți de acolo și este și vin fiert. Sperăm că să vă simțiți bine în seara aceasta și să vă bucurați de programul pregătit de colegii noștri de la ansamblu. Mulțumesc! Așa că dacă ați rămas cumva astăzi flămânți și nebăuți, continuați în această seară și mâine dimineață este o vorbă la noi, la locomanda, de la început, și cu gogoși, și cu țuică, și cu pălincă, și cu tot ceea ce poate oferi Borșa. Vă dorim o seară frumoasă, o să mai povestim, o să vedem, o să ne întrebăm unul pe alții ce mai dorim să facem și ce trebuie să facem noi în oraș și cu siguranță la finalul evenimentului, atât noi, cât și cei care vând servicii turistice în Borșa vor avea multe de învățat la dumneavoastră. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă! Doar eu la jandarii.
Cicheză morele, cicina, cicina, căzincă priorele, cicina, cicina, capra mea mânca oricâine, cicina, cicina, că mă poartă pitezine, cicina, cicina, capa mea mânca orlupte, cicina, cicina, că mă poartă pântă-s munță, cicina, cicina, și optinci lemnii-s grele, cicina, cicina, după fulgi după ele, cicina, cicina. Poia verde de mătase, să intre țiganul în casă. Le-l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 e
auzit din depărtare că ai o capră de vânzare. De vânzare, de vânzare cine face cumpărare. Și-a pe cât cerp amărât asta? 708, tincă, ce-o iagă de horită? No. Dă-i mai țigani, îi pun, eu îi lăsa și amândoi nu mă no, dacă e așa facem târgul. Dar mai ce bani? Capra ta împunge? Nu împunge! Păi cum nu, că pe mine tot m-am împuns. Îi trebuie să iei cu șurel, ci. Pâine la altă ce ai venit? Dar mai ce bani? Capra ta împroșcă? Nu împroșcă! Păi cum nu, că pe mine tot m-am împroșcat. Dar spun să iei cu șurel. Dar mai ce bani? Capra asta de lapte. Câte o ales pe fântână, tăte-s pline cu smântână. Câte o ales pe cuptior, tăte-s pline cu groșor. Ia mult jos să vezi. Măi ciobanie, mie nu mi-a dat nimic. Dar poate ai prins-o de burit. Măi ciobanie, capra ta împunge în proșcă. Mi-o rup două costi și o spinare. Nu pomere pe cărare. Două costi și un picior. Nu pomere pe ogor. Și-a pe-o ce să-ți fac? Cumpăr capra urba. Cumpăr, că n-am ce fac. Vai săraca capra mea, cicina, cicina, orică-i bună, orică-i rea, cicina, cicina, eu mă-i folosit de ea, cicina, cicina, unde joacă capra mea, cicina, cicina, s-a adunată de lumea, cicina, cicina, joc de jaba, joc pe bani, cicina, cicina, să trăiți într-un mulți ani. Oaie verde de hamei, să-i căprință pe femei, oaie verde de agat, să-i căprință pe bărbat, oaie verde și o alună, ieți căprință noapte bună. We'll be right back.
lasă-mă că i-am vorbit să contezi schemele mele. Thank you.
să fac acum. Mai departe în turneul de la Yeah.
Grazie, chi fa la mossa, ma fa dire, 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 chi fa la
Mulțumesc!